Bun găsit, lentila de contact, Radio Classic, Descriport, pilula săptămânii. Un mic eveniment, apariția acestei cărți, povestea unui terorist, de Stelian Tănase, Haos și anarhie, este vorba despre povestea atentatului cu bombă de la Senat din 8 decembrie 1920, care a făcut foarte mari furor și a făcut victime, în primul rând, hai să vă spun, cei care au fost uciși de această bombă, ministrul justiției, Dimitrie Greceanu, senatorii Spiridon Gheorghiu și Dimitrie Radu, care era și episcop de Oradea. Președintele senatului, generalul Coandă, a fost rănit grav și spitalizat. Norocul lui a fost că stătea pe fotoliul președintelui senatului și așchile, alicele, au intrat în fotoliu și așa a scăpat. Max Goldstein avea 23 de ani numai, era foarte tânăr, mai avea doi complici, Leon Lichblau și Saul Ozias, cu care au format tradiționala troică. Aceste grupuri de teroriști funcționau în trei, era școala rusească. Atentatul a fost pregătit în două puncte, la Odessa și la Viena. De o mână de comuniști, bolșeviști, teroriști, anarhiști, de pildă Goldstein nu era bolșevic. Toată lumea crede că a fost comunist. Nu, a fost anarhist. Anarhist și avea această bosă că e anarhist și că nu este altceva. De ce? Că anarhiștii funcționau de unii singuri, de capul lor, în timp ce bolșevicii erau organizați. Și așa a fost și când a stat în închisoare. O să vedeți povestea. Într-o noapte de 8 decembrie, o noapte foarte grea cu viscol, cu zăpadă multă, frig, dintr-o locuință conspirativă din strada Stelea Veche, unde a fost biserica Stelea care a ars în 1848, trei clandestini, să le zic așa, s-au dus noaptea la Senat. Senatul nu era într-o clădire proprie, era la clădirea universității, în amfiteatru, și au luat așa, dar au ieșit din spatele Bisericii Sfântul Gheorghe, unde era această casă. Era o casă clandestină pentru că avea două intrări, să intra pe o stradă și să ieșea pe alta, ca să se protejeze de poliție. Au ieșit în fața Bisericii Sfântul Gheorghe, au intrat în Bulevardul Colțea, așa îi spunea atunci, și au făcut dreapta, au ajuns în intersecția Piețe Universității, unde atunci era statuia lui Ion Brătianu, care este și astăzi, dar e alta, este o replică. Au intrat în curtea interioară și acolo s-au dus în amfiteatru unde era Senatul. Să spunem că unul din cei trei, Saul Ozias, s-a retras, a zis, eu nu merg. L-a apucat frica, sau cum am zis eu odată în cartea despre care v-am arătat, pântecăraia. Adică a făcut pe el de frică, mai exact. Și numai doi au participat, Leon Lichblau și Max Goldstein. A fost un șoc. Era ceva la care nu se aștepta nimeni. Trebuie să mai spunem însă că exista o anumită tradiție la sfârșitul secolului XIX, o tradiție anarhistă, care, nu în România, dar în Europa, în Franța, de pildă, s-a întâmplat la fel. Ravachol, de pildă, a pus o bombă în Camera Deputaților la Paris. Și vă spun Ravachol pentru că Max Goldstein îl folosea uneori în discuții. Max Goldstein nu era un teoretician. Nu știa nici un pic de carte. Un lucru interesant, trebuie să vă spun că a făcut ceva școală, a fost la Liceul Comercial, Liceul Crețulescu, care există și astăzi. Știți unde este, da? Acolo, în spate, la Hotelul Banat, este acolo Liceul Crețulescu. A făcut, după care a venit la... s-a întors la Bârlad, era din Bârlad, dintr-o familie numeroasă de 8 copii, săracă, și n-a mai continuat niciun fel de studii. Avea un semn distinctiv foarte ușor de reperat, era ciung. Brațul drept îi lipsea pentru că, fiind la
în Rusia a făcut experiențe cu o bombă pe care o inventase el, avea și ea ambiții de-astea de mare inventator, și a explodat în brațe și a rămas fără o mână. De-aia i s-a spus Ciungu. Era ușor de identificat din acest motiv. Cariera lui începe la Odessa, în 1917 pleacă de la Bârlad și se duce la Odessa, unde se amestecă cu batalionul, așa zis, sub batalion revoluționar român, și unde intră în cercurile anarhiste. Deci nu bolșevice, ca să fim exact. Aici este aghiotantul unui personaj foarte interesant în istoria României, Cristian Rakovski. Am mai vorbit noi în altă pilulă despre el. În momentul în care frontul se retrage și bolșevicii pierd Odessa, el se duce la Harkov, unde face o școală de spionaj, și la Odessa. Mă place ăsta micul. Nu, el e cumințel, așa, ia uite-l. Da, tati, ia, așa, bravo. Greenstein se numea, cel care a pus la cale, care era șeful rețelei de spionaj și de terorism, Greenstein. Avram Greenstein. Mai erau câțiva complici, așa cum v-am spus, la Viena. Gelber Moscovici, fratele lui Ilie Moscovici, terorist, Milu Glotter, Belu Zilber, ați auzit, nu? Nume cunoscute totuși, care de asemenea au participat la acest grup care a pus la cale acest atentat. Puneau la cale și altele, numai ăsta au apucat să-l ducă la capăt, dar planificau o serie întreagă de atentate cu bombă. Dar șeful acestei rețele a fost un anume Greenstein, care opera de la Odessa. S-a întors în România, punând la cale alte atentate, dar care nu i-au reușit, a făcut alte troici, alte grupuri din acestea teroriste cu care să acționeze, dar la a doua întoarcere a lui în România, încercând să treacă de la Varna, Sofia, Giurgiu, Ruse Giurgiu, a fost capturat. A fugit în pădurea Călugăreni, unde o poteră mixtă între grănicieri și militari l-au prins. A fost dus la București, a închetat și presa, firește, dacă vă uitați în presa timpului, toată presa anunță că a fost prins atentatorul de la Senat. Să vă spun că ceilalți doi au plecat în Rusia, Leon Lichblau și Saul Osia, și că de asemenea doi frați al lui Max Goldstein au plecat în Rusia. Să vă mai spun că unul din frații lui Max Goldstein a emigrat în 1907 în Statele Unite și a trăit în California toată viața. Un alt frate, Philip, al lui Leon Lichblau, de asemenea a emigrat în Statele Unite. În general avea o dinamică foarte serioasă, avea un spirit aventurier toți. I s-a intentat proces, așa a făcut anchetă, i s-a intentat proces și în 1922 s-a desfășurat procesul și a fost închis la Doftana cu o pedeapsă de 20 de ani. Nu există pedeapsa cu moartea, ca să vă spun. În 1925, în 10 sau 12 octombrie, nu mi-amintesc acum, a murit. Cum a murit? În împrejurări dramatice. A făcut o grevă foame de 57 de zile. Și când a acceptat totul să mănânce, pentru că în fiecare zi conducerea pușcăriei Doftana mergea să-l convingă să renunțe la greva foamei, când a acceptat totuși să înceapă să mănânce, organismul era mult prea uzat și a murit. A fost îngropat în curtea închisorii Doftana. Și să vă spun, creierul lui a fost depus la Institutul Medico-Legal alături de penisul lui Terente. A fost un cinism al organelor de atunci. Să vadă acest creier care a gândit un atentat cum este. Nu știu dacă mai există acum, dar atunci lumea mergea să-l viziteze. Să spunem că
nu a avut urmași, adică nu am asistat după aceea la o serie de atentate cu bombă în România. A fost singura încercare de a ucide demnitari prin mediul unei bombe. Haideți să vă arăt cartea. Aceasta este cartea care spune această poveste. Povestea unui terorist, Stelian Tănase, despre Max Goldstein. Să vă spun un lucru interesant. Deși atentatul s-a produs în 1920, deci după război, primul război mondial, până astăzi, 100 de ani, n-a spus nimeni această poveste. Ea este vasi necunoscută publicului. În timpul comunismului nu s-a scris despre ea pentru că nu era bine să arăți că oamenii ăștia puteau să comită atentate. În perioada interbelică a fost repede uitat din aceleași rațiuni, de fapt. Așa încât e prima dată când cineva spune această poveste de la început până la sfârșit. Max Goldstein și bomba de la Senat.